Anul trecut în municipiul Petroșani au fost depuse 24 de cereri la primărie pentru desfacerea de căsătorii. Dintre cele 24 de cereri, 21 au fost finalizate, respectiv soții s-au separat pe cale amiabilă și administrativă în timp rapid. În ceea ce privește celelalte 3 cereri de divorț, până la urmă soții s-au împăcat și au renunțat la separare. În Petroșani, desfacerea unei căsătorii pe cale administrativă la primărie durează 35 de zile și costă 200 de lei. În acest timp, cererile de divorț înaintate judecătoriei din Petroșani durează mult mai mult și necesită scoaterea din buzunar a unor sume de bani mult mai mari. Anul trecut, la judecătorie au fost desfăcute 134 de căsătorii încheiate între cetățenii din localitate. Dacă numărul divorțurilor a fost de aproape 200, căsătoriile au fost în număr de aproximativ 220, cel al nașterilor de circa 500, iar cel al deceselor de aproape 700. Spre comparație, în anul 1989, în Petroșani au fost înregistrate doar 45 de divorțuri. În același timp, în ultimul an al epocii de aur s-au născut 1986 de copii, au decedat 578 de persoane și au fost încheiate 476 de căsătorii. Asta în condițiile în care în 1989 numărul locuitorilor municipiului Petroșani era de 45.000, iar acum a scăzut la doar aproximativ 35.000.